Nu aveam nevoie de ce? Niște sacouri. Sacouri? Da. Foarte bine, luați ce vreți voi, dar eu știu precis, am o listă ce se iau pentru cei de la circ. Gata. Nu aici am început. Dar serios? Aici dormea pe banca asta. Aici, nu, țară nu era nu, bancă. Vorbești serios aici? Aici da. Păi aici înainte era teatru muzical și era așa și aia, dar acum e acum. Bă, zic, am văzut, zic, parcă scrie teatru municipal. Nu, e teatru muzical și aici am început noi. Păi ce căutat de la Craiova la Galați? Păi am dat... Eu l-am adus. Am dat... Ai dat bani mult să fii joci. Nu, am dat examen, am dat pentru post cu Cornel. Și el a fost examinator? Nu, el a venit și m-a văzut la grupul satiric, eram cu brigada aici, și a doua zi am venit încoace să dau probă. Și m-au luat și în martie, în 91... În 90. În 90 am ajuns actor aici. Amintiri, tătică! Câți ani? Câți ani sunt, tăticule? Mulți. O viață. Mie mi-era teamă acum să nu apară cineva să fure surpriza. Când am intrat în teatru, bă, arăta foarte frumos. Noi eram la estradă. La estradă. Și aveam birou, ți arăt unde, pe partea alaltă, chiar în capăt acolo. Ce bănea marine, Romica. Bă, eu aici am dormit în 90, când eu am venit. Aici era o canapea. Aici am dormit în teatru, că n-aveam să dorm. Da, m-a dormit, a dormit în teatru. Pe nu mai sunt canapele, că erau canapele. Haideți, hai să vedem, hai să vedem cum e în sală. Zic, eu n-am fost niciodată aici. Ce tare! Când am deschis ușa, eu primul, mamă, păi nu era așa, uite, cât s-a transformat, ce bine arăta extraordinar de frumos în interior. Ei, au recondiționat. A făcut tot, da? Da, ce frumos e. Mamă, dar mamă, ce sală. Sala mi s-a părut mai mare. Sala mai mare, așa mi s-a părut și mie, dar dacă nu era mai mare, cel puțin cred că avea mai multe scaune. Îți dai seama, sunt aproape 30 de ani. Cât de 30 de ani? Păi nebunule, sunt 34 de ani, 33 de ani. Eu trebuie să fac în așa fel încât să-i urc pe scenă. Zic, bă, dar scena e bună așa, hai să dansăm un pic acolo, să vă dansez eu. Hai pe scenă, să vă aduceți aminte unde ați. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți am. Tot colectivul de stradă al teatrului muzical din Galați, în frunte cu domn director, n-așteptau acolo. Cu un tort în mână și au început să ne cânte mulți-am trăiască. În momentul ăla m-am abținut cu greu să nu plâng, cu toate că am avut câteva lacrimi în ochi. Bine ați revenit mergându-le! Sărut mâna, bine v-am găsit, băi, Nea Marine! Băi! Băi, n-aș fi crezut în viața mea că o să faci lucrul ăsta. În momentul ăla i-am iertat lui Nea Marine toată alergătura asta și munca și hămăleala la care am fost supus. Vă mulțumim din suflet. Păi nu mi-ai spus, bă, că e ziua ta, bă. Bă, dar e ziua noastră, nu e? E ziua voastră, frate. E ziua noastră. E ziua noastră împreună? Da, dar e ziua noastră, cum să spun... Lasă-mă să te pup. Dă să te pup și eu. Avem la mulți ani. 33 de ani. Tare. Vă mulțumim din suflet pentru primirea asta. Frate, nu se poate. Să rămână. A început Romica să le mulțumească și că să povestească cum a început aici cu Palade. Palade, cred că a stat 10 minute încremenit. De fiecare dată gândurile mele vin către teatru muzical din Galați, pentru că de fapt aici sunt începuturile carierii mele și de aici a plecat și această prietenie pe care o am cu Cornel de 33 de ani, așa că vă mulțumim din suflet, le mulțumesc celor care pe vremea aia au avut încredere în mine și în Cornel, Dumnezeu să-i odihnească și vă mulțumesc din suflet pentru momentul ăsta inedit pe care n-am să-l uit niciodată în viața mea. Vă iubesc, iubesc Teatrul Nae Leonard din Galați, vă pup! Bravo! Romica instant a început să plângă, eu la fel, să-i aduci după 33 de ani unde au pornit ei, să-și vadă din colegi. Eu ce să spun, în primul rând vreau să le iertați pe Romica că a vorbit înaintea mea. Îl ia. L-a luat. Îl ia.
pe Nea Marina am să-l calc între picioare, că ne-a făcut o asemenea surpriză, deci nu m-a pregătit emoțional. Eu sunt un om bătrân, am și hipertensiune, aș putut să mă pregătească puțin. Nea Marina, nu-ți dai seama ce mi-ai făcut, unde ai putut să mă aduci. Ți-am adus acolo unde ți-e locul, de unde ai plecat. Când am intrat în sala asta, în care am jucat sute de spectacole, mi-au tremurat picioarele și când s-a deschis cortina și v-am văzut aici, inima mea a fost copleșită de atâta dragoste și de această primire fabuloasă. Vă mulțumesc din toată inima, vă doresc momente extraordinare, spectacole frumoase și fie ca statul să ne dea cât mai multe fonduri să putem să trăim și cât mai... Să existăm, dar în continuare. Extraordinar. S-au bucurat foarte tare, emoții mari, și Romica și Cornel au avut la lacrimi în ochi. Băi! Băi! Băi, prietenul meu! Ce faci, mă, omule, mă? Bă, dar chiar cum te-ai schimbat? Mantu-i dirijorul orchestrei, prietenul meu și al lui Adrian Enache, de 30 și ceva de ani. Ce bătrân era! Da. Și cine mai e director la teatru acum? Tu? Da, da. Și în memoria acelor vremuri frumoase, domnul director ne-a propus o colaborare și chiar o să facem o colaborare la teatru. Hai să facem o poză. Hai să facem o poză. Nu mai dăm 12 ani. Bineînțeles, am făcut poze cu toți actorii de acolo. Da, cel mai frumos a fost că i-am simțit emoționați pe amândoi. Romica plângea. Cornel s-a ținut un pic mai tare. Foarte frumoasă senzația pe care ne-au transmis-o și nouă și emoțiile alea ale lui Romica au fost... Ne-a mulțumit și Cornel, ne-a mulțumit și Romica, ne-a mulțumit. A fost ceva în momentul când i-am văzut pe scenă, eu chiar am crezut că mergem la recuzită, pe cuvânt. Abia acum am înțeles cât de mult ne iubește Nea Marina. Și noi îl iubim la fel de mult. Îți mulțumim, Nea Marina. Îți mulțumim. Băi, ne-ai omorât. Ăsta e... Tot ce a contat pentru noi e începutul nostru. E viața noastră. Pentru noi a fost oxigen. A fost, cum să spun, un lucru pe care îl puneam pe blazon. Nici nu aveam blazon. Poate teatru a fost blazonul nostru. Nu știi ce a însemnat pentru noi lucrul ăsta. Nea Marina, te iubesc. Să-ți fac statuie, jur dacă... Am trăit o experiență la care nu mă gândeam vreodată că se poate întâmpla. Deci Nea Marin ne-a dat posibilitatea să retrăim teatru, momentele muzical din Galați. Unice pe care le-am trăit acolo. Acum 30 și ceva de ani. Cum s-a gândit el la lucrul ăsta? Păi că aia jura lui, îl iubesc. Rău de tot. Mamă, ce emoție am!